La o săptămână de când Andreea Morega, în vârstă de 21 de ani, a fost ucisă cu bestialitate de iubitul ei, familia fetei își plânge durerea. Tatăl fetei a postat pe Facebook un mesaj cutremurător, își descrie suferința fără margini, care nu crede că se va atenua vreodată. Nu pierzi pe cineva drag doar o singură dată. Îl pierzi când închizi ochii în fiecare noapte și când îi deschizi în fiecare dimineață. Îl pierzi de-a lungul întregii zile. O cană de cafea nefolosită. Un scaun gol. O pereche de ghete care nu mai sunt acolo. Pierzi acel suflet când soarele apune și întunericul se apropie. Îl pierzi atunci când te întreb de ce. Și privești cerul plin de stele. Îl pierzi în zilele importante, aniversări, zile de naștere, nunți și botezuri. Îl pierzi și în zilele obișnuite. Îl pierzi în cotidian, acte, treburi casnice, rutina considerată normală. Îl pierzi în lucruri familiale, o melodie care îi plăcea, un parfum cu care se dădea, un fel de mâncare pe care îl prefera. Pierzi acel suflet în conversații care nu vor mai avea loc și în toate cuvintele rămase nespuse. Îl pierzi în toate locurile în care a mers și în care își dorea să meargă. Îl pierzi în ceea ce ar fi putut fi și în toate visele pe care le-ați avut împreună. Îl pierzi când aduni cioburile vieții tale distruse și încerci să trăiești o viață normală. Îl pierzi cu fiecare anotimp, cu fiecare zăpadă care se așterne, cu fiecare floare care înflorește, cu fiecare fir de iarbă care crește, cu fiecare frunze care cad toamna. Îl pierzi atunci când realizezi că aceasta e noua ta realitate și că nu se mai întoarce niciodată, indiferent de cât de dor îți este de el, indiferent de cât nevoie ai de el, indiferent de cât de tare te rogi, el nu mai e și tu trebuie să mergi mai departe singură. Îl pierzi iar și iar, zi după zi, lună de lună, an de an, timpul trece și duce din ce în ce mai departe. Îl pierzi când îți apar fire albe în păr și trupul se încovoaie de anii care trec, amintirile se șterg, detaliile estompează chipul lui. Zâmbește înapoi din târâ o fotografie vagă. E cineva pe care le-ai cunoscut și le-ai iubit cândva cu mult timp în urmă. Nu pierzi un suflet drag doar o singură dată. Îl pierzi zi de zi, iar și iar, pentru tot restul vieții, a scris Adrian Morega pe Facebook. Andreea a fost omorâtă vinerea trecută, cu 31 de lovituri de cuțit, de Mirel Dragomir, care făcuse o obsesie pentru ea. Fata ar fi vrut să pună capăt relației pe care o avea cu tânărul de 23 de ani, din luna octombrie a anului trecut. Acesta și-a pierdut minițile, a luat două cuțite și a înjunghiat-o în zona gâtului și a pieptului. Trupul neînsăflețit al Andrei a fost descoperit de sora și verișoara ucigașului, în apartamentul în care cele două fete locuiau în Timișoara.